Gruparea instrumentelor în aplicația GIMP, versiunea 2.10.18. Gruparea instrumentelor este acum realizată după careva principii. Principiile astea noi putem să le observăm. Instrumentele care au un mic triunghi mai luminos în partea dreaptă jos a iconiței butonului au careva opțiuni. De exemplu, la instrumentul selectat, dacă reținem clic apăsat, vedem că este selecția eliptică sau rectangulară sau dreptunghiulară. De asemenea, la culori, acum bagheta magică, fazi select, cred că așa se pronunță, este grupată cu selecția după culoare. La fel și majoritatea instrumentelor, foarte puține au rămas fără grupare. Deci vom începe să le examinăm foarte și foarte rapid, ca să vedem la ce servesc aceste instrumente. Primul instrument însuitat de instrumente este instrumentul transformării. Instrumentul transformării este grupat împreună cu instrumentul alinierii. Pentru asta vom crea un strat nou. Un strat nou, pe lângă cel care noi îl avem, prin iminență, care se numește, dacă este singurul și n-au fost la crearea imaginii, se creează un strat cu denumirea background, pentru că imaginea nu poate fi creată fără straturi. Imaginea este organizată din straturi. Crearea unui nou strat de la meniul straturilor, primul butonaj, crearea unui strat nou, apare un meniu contextual, un meniu o fereastră aparte, unde sunt mai multe opțiuni care se referă la stratul curent. De exemplu, noi putem să denumim stratul, să-l denumim strat 01, să știm că este stratul nostru. Putem să-i punem careva culori sau să lăsăm fără culoare. Culoarea nu va influența însă și imaginea, va fi doar reprezentată în strat, în lista straturilor. Încercăm să alegem o culoare. Eu nu văd dacă se schimbă ceva aici. Să încercăm. Încercăm galben. De asemenea, în partea dreaptă avem o serie de instrumente. Vizibilitate. Vizibilitatea ne trebuie. Noi observăm că aici la meniul straturilor este așa o vizibilitate și ea este conectată. Adică stratul va fi din start vizibil. De asemenea, putem din start să-l indicăm ca el să fie inclus în operațiile transformării altor straturi. Putem să interzicem pictarea, putem să interzicem poziționarea și alte transformări, putem să interzicem transparența. Nu vom interzice asta, vom lăsa așa cum este. Și vom trece la examinarea modalității suprapunerii straturilor. Sunt o sumedenie de modalități. Deocamdată nu vorbim despre ele, nu avem timp acum. Lăsăm modalitatea normal. Dacă cumva a fost aleasă altă modalitate, butonașul cu revenirea la instrumentele prin iminență ne va permite să le resetăm. Nu, din păcate, nu ne permite să resetăm, deci alegem întotdeauna normal. Modalitățile și spațiul lăsăm așa cum este. Dimensiunea stratului. Dimensiunea stratului poate fi alta decât dimensiunea însăși a imaginii, adică stratul poate fi creat mai mic sau chiar mai mare decât imaginea. Mai mare decât imaginea noi nu vom alege de data asta, vom lăsa să fie stratul ceva mai mic. Și mai jos vom vedea de asemenea coordonatele. Coordonatele stratului se numește offset, distanța de la origine, distanța de la origine. Originea noi o considerăm colțul stânga sus a imaginii. Putem să-l deplasăm de la imagine, de la colțul stânga sus, să fie mai spre mijloc. De exemplu, în direcția X întotdeauna va fi direcția orizontală, unde Y va fi direcția verticală. Și cea mai importantă opțiune este transparența. Transparența ne interesează mai întotdeauna. În afară de transparență, mai avem și alte opțiuni. Foreground color, putem să creăm un strat de culoarea de prim plan, culoarea de prim plan, aceea care este deasupra aici, în cazul nostru este negru, sau să creăm o imagine, un strat nou cu o imagine de culoarea fundalului.
Background color. Background color este culoarea care se află sub cea de prim plan. Culoarea de fundal, să mai spunem. De asemenea, putem crea un strat de culoare albă, dacă avem nevoie, și de cele mai multe ori transparența. Despre paterne, texturi, nu vorbim, pentru că avem unele restricții la calculatoarele care lucrăm în clasă. Le vom omite, vom face abstracții de ele. Deci, mai întotdeauna ne interesează ca turnarea stratului, fiu viu, să fie transparența. Și confirmarea. Confirmarea sau renunțarea, dacă ne-am răzgândit. Nu ne răzgândim, confirmăm. Stângă clic pe butonașul OK. Apare stratul, vedem culoarea lui este acum galbenă. În oricare moment, dacă vrem să redenumim stratul, putem să facem dublu clic pe denumirea lui și să scriem altă denumire. De exemplu, să scriem cu minuscule. Minuscule și majuscule se vor considera cuvinte diferite. De asemenea, dublu clic pe iconița stratului va aduce din nou același meniu, numai că de data asta, un meniu asemănător, numai că de data asta nu se referă la crearea unui strat nou, dar la modificarea stratului. De exemplu, culoarea care noi am aplicat-o, galbenă, să nu mai fie colorat stratul cu galben. În rest, lăsăm rest așa, vedem că acum este poziționarea, noi am schimbat-o în direcția X cu 201 pixel. Tot o vom calcula în pixel, pentru că pixelii sunt unitățile de măsură cele mai mici pentru a reprezenta imagini grafice de la calculator. Putem să-i schimbăm și în direcția Y, adică să schimbăm în, mai în jos stratul cu aproximativ 100 de pixeli. 100 de pixeli. Trebuie să mai spunem aici și despre transparență, pentru că dacă noi am creat un strat cu transparență, acum vedem că avem și opțiunea opacitate, ceea ce nu am avut-o până acum. Stratul poate fi total opac, adică să fie de careva culoare, sau să fie cu opacitatea scăzută, să fie semi-transparent. Îl vom lăsa la 100%, adică cu culoarea care încă nu este, noi vom colora. Așa, confirmăm. Confirmăm, vedem că confirmarea noi, nu, abia după confirmare, vom vedea repoziționarea stratului. Ca stratul nostru să nu fie să nu fie gol, îi vom turna culoare cu instrumentul care la noi se numește nu știu cum se numește asta, eu îi voi spune găleată. Am turnat cu găleata și s-a colorat tot stratul. Adică acum se colorează doar regiunea care este stratul și regiunea asta a stratului este mai mică decât geamul în care noi vedem imagine. Ca să vedem cum funcționează, că noi vorbim despre instrumentul transformării poziției, cum funcționează instrumentul transformării poziției, clic pe suprafața colorată și mutăm stratul. Dacă se întâmplă că avem mai multe straturi și noi vom dubla stratul curent ca să nu mai trecem prin procedura de creare a unui nou strat, creăm un strat nou, crearea unui strat nou de la butonașul care reprezintă două dreptunghiuri suprapuse, el ne permite să creăm un strat nou. Stratul nou, vedem că el nu se deosebește absolut deloc de stratul curent, de se deosebește doar numele lui. Numele lui automat primește atributul copie. Copy. Cu instrumentul transformării poziției, acum noi putem să schimbăm poziția stratului. Avem două straturi absolut identice, doar că le-am poziționat diferit. Instrumentul Move, care este acum activ, permite să strămutăm și alte straturi dacă stratul curent este mai mic decât dimensiunea imaginii sau dacă are careva zone cu transparență. Adică putem să mișcăm și un strat care de fapt nu este activ. Stratul activ este cel care are fundalul mai întunecat în lista straturilor. Clic pe stratul care nu este activ în imagine și îl transformăm. Pe timpul, pe durata transformării vedem că el devine activ în lista straturilor. Iată aici lista straturilor. Clic pe el și vedem cum el temporar devine activ. Temporar pentru a aplica transformarea. Uneori accidental putem să mișcăm și un strat care nu vrem să-l mișcăm. De exemplu, dacă apucăm de culoarea albă, vedem că se deplasează stratul care reprezintă fundalul și apare o porțiune cu colorată cu tabla de șah, care simbolizează transparența.
Oricând putem merge înapoi apăsând Ctrl și litera Z de la tastatură pentru a merge înapoi. Sau Ctrl Y pentru a merge înainte dacă am mers prea departe înapoi. Așa. Instrumentul alinierii este grupat împreună cu instrumentul transformării poziției. Putem să activăm instrumentul cu dreapta click pentru a vedea contextul lui și să eliberăm la instrumentul care avem nevoie. Sau, mai simplu, click, apare lista, stânga click pentru a alege instrumentul. Sau cu stânga click, apare lista fără a elibera până ajungem la instrumentul necesar. Instrumentele alinierii. Instrumentele alinierii lucrează cu toate straturile care sunt vizibile. Ele neapărat trebuie să fie vizibile, adică dacă stratul este suprapus, este acoperit de alt strat cu opacitate, nu vom putea folosi acest instrument. Înainte de a produce alinierea, trebuie să activăm straturile, adică instrumentul ăsta lucrează cu oricare din straturi, el automat desinistătător le face active pentru a aplica acest fel de transformare. Pentru a aplica activarea, click și vedem cum apar pătrățele minuscule în colțurile stratului. Instrumentele sunt destul de intuitive. Important este să nu ne încurcăm ce și la ce vrem să aliniem. Alinierea la stânga, la marginea din stânga a imaginii și la marginea de sus. Sau aliniem la mijloc și pe verticală tot la mijloc. Dacă vrem să aliniem celălalt strat, îl facem activ. Vedem că acum el devine activ. Chiar dacă stratul curent este cel activ în lista asta, pentru instrumentul alinierii, el va fi considerat, va fi luat în considerare și el va fi aliniat. Îl aliniem la marginea stângă și la marginea jos. Putem să aliniem de asemenea straturile la careva selecție. De exemplu, vom face o selecție în mijloc. Nu contează de care. Important e să avem selecție. Și cu instrumentul alinierii vom alinia stratul de acum la ceea ce este selectat, adică din listă, relativ, adică la ce vom alinia, la selecție și vom alinia la selecție. Vedem că stratul s-a aliniat la selecție, dar la nu știu care margine. De ce ne folosim de acum de suita de instrumente care sunt mai jos? Ele se referă la distribuția înăuntru selecției. De exemplu, vom alinia exact în mijlocul la cerculețul care l-am desenat noi, pe orizontală și pe verticală, sau la marginea lui. Sau la cealaltă margine, sau la marginea de sus, sau la marginea de jos, sau la mijloc prin justificare, dacă este posibil. Vedem că pătratul nostru, dreptunghiul nostru este puțin mai mare decât cerculețul, oricum el a fost aliniat. Cam asta este despre instrumentele transformării poziției și alinierii, Move și Align. De asemenea, literele care sunt tastele fierbinți. Ele pot fi aplicate instrumentele astea prin tastele fierbinți. Litera M pentru transformarea poziției și litera Q pentru aliniere. Vedem cum se schimbă instrumentul. Litera M s-a schimbat, litera Q s-a schimbat. Următorul instrument în suita de instrumente este selecția prin eminență, este selecția eliptică. Selecția eliptică, de asemenea, este grupată în două instrumente, selecția dreptunghiulară și selecția eliptică, adică putem să desenăm un oval, un cerculeț sau un dreptunghi, un pătrat. Eu voi ascunde straturile de sus, voi lăsa un singur strat vizibil, cel care este de jos și el este activ, în el vom desena. Selecțiile pot fi făcute indiferent de strat, ele nu țin cont de la creare de stratul activ. De stratul activ vor ține instrumentele transformării sau a desenării sau oricare altele. Selecția dreptunghiulară, click și tragem pentru a desena o selecție. Click și tragem pentru a desena o selecție, desenăm altă selecție, precedenta dispare,
Asta este opțiunea prin eminență. Opțiunea prin eminență la transformări. Transformările acum ne interesează la instrumentul ăsta. Transformările, iată aici sunt proprietățile instrumentului, iată așa un gemuleț, așa un gemuleț cu transformările, cu proprietățile instrumentelor. Îl putem detașa sau putem pune înapoi. Dacă întâmplător l-am detașat, îl punem înapoi în lista care este aici cu file detașabile. Proprietățile instrumentelor la noi prin eminență este de a înlocui selecția. Vedem că este și inscripțiunea care ne spune înlocuim selecția cu una nou creată. A doilea instrument este de posibilitatea să adăugăm la selecția curentă, adică nu mai dispare precedenta, ci să adaugă la ea. Al treilea este să sustragem din cei ce este selectat. Apare un minus la cursor și când vom trasa o selecție, vedem că ea va deveni deselectată zona cei care noi am activat-o. De asemenea, urmărim că pentru a substrage, este tasta fierbinte Ctrl pe parcursul transformării, pentru a adăuga Shift și pentru a deselecta înăuntru selecției este Shift-Ctrl. Shift-Ctrl și desenăm înăuntru selecției. Ups, ceva n-a mers. Așa, pentru a deselecta, adică de a lăsa doar ceea ce este încadrat în dreptunghiul, în ultimul dreptunghi desenat. De cele mai multe ori este comod să desenăm cu o singură selecție. Dacă avem nevoie să adăugăm mai multe, reținem Shift apăsat și desenăm mai multe. Dacă reținem Ctrl apăsat, desenăm mai puține, adică scoatem din selecție. Minus apare lângă cursorul mouse-ului. De asemenea, selecțiile pot fi, noi am spus, dreptunghiulare. Sau dacă vom desena cu stânga click, fără a elibera, vom reține Shift apăsat, butonul Shift de la tastatură, selecția noastră va deveni, înainte de a începe selecția, de două ori apăsăm Shift, dacă nu se primește din prima, nu știu de ce nu merge la mine din prima, aha, acum a mers. Shift reținem apăsat și selecția noastră capătă dimensiuni cu laturi absolut identice. Când facem transformările astea, vedem aici apare dimensiunea în pixeli. Când transformăm, putem să continuăm cu aceeași selecție. Ca să continuăm cu aceeași selecție, tragem sau de colțuri sau de laturi. Ele apar atunci când aducem cursorul. Când aducem cursorul la careva colț, putem să-i mărim și lățimea și înălțimea. Dacă apucăm de una din laturile care sunt orientate orizontal, putem să-l micșurăm pe verticală și invers. Dacă tragem de cele verticale, îl putem deplasa pe orizontală. Adică avem bare din astea care apar bare de control pe laturi și la colțuri. La colțuri pentru a dimensiona în două direcții, la laturi pentru a dimensiona într-o singură direcție. De asemenea, dacă vrem să dispară manipulatoarele astea a transformării, apăsăm Enter la tastatură ca ea să devină de acum selecție permanentă. Dacă cu instrumentul activ al selecției facem click pe selecția care este acum activă, vor fi din nou activate manipulatoarele astea de transformare. Dacă avem mai multe, sau dacă avem o selecție iregulată, de exemplu, așa o selecție, și cu instrumentul selecției facem click pe ea, vedem că ea devine dreptunghiulară. Click pe ea. Și Enter dacă apăsăm, ea se reduce la dreptunghiulară, adică se reduce la containerul, la dimensiunile maxime a selecției regulate. Bine, dimensiunea se poate reda și de la sliderele care sunt aici, adică putem să mărim dimensiunea care există acolo, putem să o mărim, să o facem mai mare, vedem cum ea se mărește foarte și foarte încet. Dimensiunea la selecție activă, trebuie activată neapărat. Putem să-i dăm dimensiunea, lățimea și
înălțime, adică asta e lățimea și asta e înălțimea. Sau să micșorăm dacă este cazul. Poziția. Poziția de la colțul stânga sus, prima este X, poziția pe orizontală de la colțul stânga sus, dacă o să fie 0, o să fie la marginea foii. De asemenea, la colțul stânga sus, dacă va fi 0 după Y, ea va fi aliniată la colțul stânga sus. Y în jos, X de la colțul stânga, de la latura din stânga. Așa. Următorul instrument mai jos de dimensiune este highlight, adică poate fi izolat, restul va fi colorat cu o culoare cenușie. Opacitatea la culoarea asta poate fi schimbată, poate fi chiar și negru, ca să rămână vizibilă doar partea cu care noi lucrăm, cu care o avem selectată acum. Dacă vom face alte selecții, vedem că iarăși selecția rămâne mai luminoasă, rămâne de culoarea imaginii, restul se tonează cu o culoare, gri. Așa, vedem că acum selecția noastră rămâne luminoasă. Am scăpat câteva lucruri. Anti-aliasing este umparea marginilor ca să nu fie vizibilă scărița pixelilor atunci când mărim mult, mult, mult imaginea. Asta va fi vizibil atunci când noi vom colora selecția asta. Acum ea nu are niciun efect pe parcursul selectării. Și nici chiar nu putem să scoatem. Nici să scoatem, nu putem. E foarte bine că nu putem. Următoarea opțiune este la noi opțiune care ne va permite să rotungim colțurile, dar mai degrabă iarăși ea va deveni vizibilă atunci când selecția va fi activă. Anti-aliasing nu se poate discuta. Asta este raza la așa numitele pene, dacă vreți. Pene care ne va permite să o facem mai moale. Așa, nu mă pot deprinde cu instrumentele navigării în chip. Instrumentele astea va fi vizibil atunci când vom turna, de exemplu, culoare. Când vom turna culoare în selecția asta, vedem că ea devine estompată. Asta și face acest phaser. Dacă el va fi deconectat, atunci turnarea cu găleata va fi una obișnuită. Bifăm la găleata opțiunea Wall Selection. Asta este diferența între selecția care la noi a fost cu phaser. Da, așa, phaser se pronunță. Nu știu sigur, o să mă uit în dicționar, o să caut pe Google cum se pronunță, vom trece la următoarea, ca să știu sigur cum se pronunță, rounded corners, colțuri rotungite, colțurile rotungite, face aproape același lucru, numai că dacă îi dăm dimensiunea la rounded corner, raza, la turnare nu va fi niciun fel de estompare, adică vor fi colțurile rotunjite. Așa, debifăm și asta, următoare. Creșterea de la centru, adică atunci când creăm o selecție, ea nu se va mări de la colțuri, dar se va mări de la centru, Uneori e comod, dar de cele mai multe ori nu prea. Tot așa deconectăm. Dacă vrem să fie o dimensiune fixă, atunci bifăm opțiunea Fixed. Fixed sau după careva opțiuni, după lățime sau după dimensiune. Iarăși nu ne trebuie. Deci, în majoritatea cazurilor, noi vom folosi selecția fără niciun fel de bifări, inclusiv fără highlight. Vom folosi, ca cea mai comodă variantă, vom folosi Shift pentru a adăuga și Control pentru a scădea.
și Enter pentru ca să dispară, adică să confirmăm de acum transformarea ca ea să rămână în felul ăsta. Și atunci cu găleata putem să turnăm deodată ceea ce este selectat. Deselecția. Deselecția se produce prin click în afara selecției, mai bine în afara imaginii. Dispare linia punctată care definește regiunea selectată. De asemenea, se poate deselecta prin tasta fierbinte care este Shift-Ctrl-A. Shift-Ctrl-A. No one. Select no one. Vedem că la selecție există un meniu întreg. Pe parcurs noi vom vorbi și despre alte modalități de a selecta. Deocamdată este suficient. Trecem repejor la următoarea. Următoarea în suita asta de instrumente este selecția eliptică. Selecția eliptică foarte puțin se deosebește de precedenta. Nu are doar colțuri cu rotungiri. Este exact același... Este stomparea hotarului selecției. Când turnăm culoare, vedem că s-a turnat fără nimica. Dacă selecția a avut opțiunea phaser mai mare, o să încercăm să o facem, vedem că este estomparea. Deconectăm ca să trecem la următoarea. Extinderea de la centru exact așa ca și la selecție dreptunghiulară, adică se mărește de la mijloc, nu știu cât e de comod, poate pentru cercuri și forme ovale, poate fi mai comod. Și de asemenea dimensiunea fixă, restul sunt toate aceleași ca și la precedentul, puțin se deosebește, foarte puțin. Așa. Selecția este foarte importantă pentru că ea limitează lucrul tuturor instrumentelor. De exemplu, dacă vom vrea să desenăm cu creionul sau cu oricare alt instrument, vedem că instrumentul își oprește acțiunea ajungând la hotarul selecției. Selecția poate fi deselectată, am spus de acum, cu instrumentul selecției sau cu cel dreptunghiular sau cu cel eliptic în afara selecției sau Shift-Ctrl-Alt. Shift-Ctrl-A de la tastatură. Avem selecția, Shift-Ctrl, litera A. S-a deselectat. Cam asta despre selecțiile geometrice, care sunt grupate, ne amintim încă o dată, sunt grupate două instrumente, selecția eliptică și selecția dreptunghiulară. Rectangle și Ellipse Select.